Yo, vlog în șantier. Astăzi suntem la fațada aici și sunt undeva la între 25-27 de grade. Nu este foarte cald, dar este destul de cald, mai ales dacă lucrez acolo pe partea asta. Și vreau să vă duc cu mine astăzi și să vă arăt un pic ce mai am cumpărat. Da, avem aici de la Makita o vestă numărul M, o vestă climatică, are înăuntru aici două ventilatoare, da, brushless, da, fără perii, și avem aici aerisire sus la gât, aerisire aici la sub braț, da, aerisire aici la piept în față, da, și aici, da. Și principiul foarte simplu, pe aici bagă aer și ți-l suflă în sus, face un circuit în felul următor. O să-mi iau aici la ea, am cureaua asta de la Tough Build, care am văzut că e practică și după cum știți am foarte multe scule de la Tough Build și mi le plac foarte mult și o să iau pe mine. E făcută din poliamidă și bumbac, impermeabilă, da? E impermeabilă și vreau să vă arăt aici, asta e controllerul, funcționează pe 18V, asta e adaptor pe 18V și 14V, cu butoanele direct pe ea și funcționează pe 10,8V, adaptorul respectiv nu l-am găsit. Am o baterie din asta fake, care e de 1,5, care e ușoară, da, e pe ea scrie 5A, avem test făcut aici, să vedeți cu bateriile fake, dar m-am gândit să o folosesc aici pentru că e un pic mai ușoară decât una de 3A, da, și o să o folosim pe asta, să vedem cât funcționează și cum merge. Și am cutia asta de la Tough Build, care pot să o agăț, uite aici, la curea, da, uite așa, și atunci să am loc unde să pun bateria. Nu-mi place clema asta, dar ăsta e sistemul. În spate mai are USB și cu on-off, buton on-off, să poți să-ți încarci telefonul în cazul în care vrei să-ți încarci telefonul în timp ce funcționează vesta climatică. Și dăm play, are 3 viteze, da? O pornim. După cum se aude, deja bagă vânt, se umflă aici fain în spate, da? Și avem un felul motor, 3 viteze, viteza cea mai mică low, medium și high. Asta e high și mai are încă aici încă un buton, care este butonul de turbo și acum bagă super, super tare. Afară sunt undeva la 27 de grade, uite ce fain loc i-am găsit, aici am și cutter-ul, creon, da? Și tu, pac, ai pus-o aici și nu te mai incomodează bateria. Ce să zic? E interesant. Bagă aer ca lumea, pe turbo merge foarte tare, dar o să-l lăsăm normal pe high. Și cam asta este. Ce să mai zic mult? Hai să vedem cum se comportă, să vedem dacă chiar își merită bani. Au fost undeva la 150 de euro și adaptorul ăsta de 18V îl cumperi separat. Adaptorul a fost undeva la vreo 25 de euro. Deci undeva la 180 de euro vesta climatică cu aerisire. Ai două buzunare și aici încă unul. Foarte făcută, foarte calitativ, da? Îmi place foarte mult. Aici ai fosfor. Tipic Makita în spate aici. Nu știu de ce, dar na, ai fost un. Și uite, aici bagă foarte, foarte fain, iese aerul. Am cumpărat-o pentru că montăm panouri solare cu șeful meu și m-am gândit că e practică, că te mai aerisești un pic. Ce ziceți, băieți? Credeți că o să-și merite banii sau nu? Noi dăm bătaie și o să vă duc cu mine pe schelă, în spate, și o să vedem dacă se rentează sau nu. Da, deci folosesc vesta de aproximativ o oră. Am făcut partea de sus de acolo cu ea. M-am chinuit un pic să fac aici lateralele astea. Și vreau să vă spun că după cum se vede, e dată pe viteza cea mai mare. E destul de cald aici pe partea asta. Bate soarele direct. De transpirat un pic la cap, transpir.
dar la spate, deși am tricou pe mine, de bumbac într-adevăr, să știi că nu transpir. Acum tragem cu 6 mm. Plasa este în spate, e pusă plasa în spate. Am șlefuit doar și fațada nu are crăpături. Și din cauza asta tragem doar o mână de adeziv pentru a îndrepta. Și după care o să mai dăm încă o mână mâine și sâmbătă o să dăm tincuială decorativă aici pe fațadă, cu un prieten vine să mă ajute. Și da, în principiu Vesta îmi place foarte mult. După cum vedeți, am băgat-o în cutia asta de la Tough Build. Se potrivește de minune. Când te apleci așa, vine aer pe aici. O briză așa, nu știu dacă știți briza aia de seară, când vii de la lucru, după o zi în care ai stat în soare, e exact aceeași, același sentiment îl am. Foarte, foarte bună, interesantă. Îmi pare rău că n-am luat-o mai de mult. Acum am fost la lucrez angajat într-o parte 3 zile pe săptămână ca și electrician și punem panouri solare foarte mult, foarte multe panouri solare am făcut în zilele astea și mă chinuiam pe acolo să ne udăm cu apă, să ne udăm cu una și cu alta. Într-adevăr, astăzi mai puțin, nu sunt 35 de grade, dar cred că o să facă față și la gradele respective. Dacă faci acum, foarte fain se simte. E pe viteza cea mai mare dată, ca să vedem cât rezistă și bateria. Deși e o baterie de 1,5. Da, în principiu o vedeți la lucru. Mă uite, mă cațăr pe aici. Își face efectul. Trebuie să mă duc să aduc scară. Trebuie să mă duc să aduc scară. Am adus și scara. Nu merge fără scară. Din păcate, mă chinui aici. Așa că n-are rost. Ce-mi place lui, pentru că, uite, vezi, aici în față îți lasă, în spate se umflă, după cum vezi, în spate se umflă și în față ai loc aici să poți să te miști, uite, să te apleci, să-ți iei material, să iei una alta și nu te incomodează. Ca și practicalitate, mi se pare super cum e gândită. Vezi? Și uite, cam așa a ieșit, cam așa arată, după ce a fost toată denivelată și șlefuită. A început să se usuce, uite, și aici. Vezi, cam așa a arătat toată partea. Acolo trebuie să pun plasă să repar tot. Aici, uite, cam așa arată. Și despre asta este vorba. Sâmbătă îi dăm aici din cuiala. Deci, după cum se vede, încă merg. Le-am pornit la ora 2. Da, am pornit în jur de ora 2 Vesta să meargă pe viteza cea mai mare, da, nu pe cea, pe cea turbo merge numai câteva minute, după care se oprește și merge iarăși pe viteza precedentă. Actual, la bateria asta zice că mai am undeva la 20%, da, deci 3 ore avem undeva la, stai să dăm mai încet să putem vorbi. Avem undeva la 3 ore cu ea funcțională. Deci transpir, mai transpir un pic aici la cap. Sunt un pic transpirat, dar ideea în felul următor. Își face treaba. E ca și o briză din aia așa seara când mergi de la lucru, după ce ai făcut dușul ăla și ieși vara afară și simți așa un pic de aer din ăla cum te lovește așa aerul ăla, poate cald, care te lovește așa un pic și îți dă un pic parcă de refresh.
exact senzația aia, mai ales când te apleci pe aici, pe la gât, iese pe aici, pe laterale, iese aerul ăla respectiv. Îmi place foarte mult că, vezi, aici în față nu se umflă tare, se umflă în spate, da? Și în față te lasă să lucrezi, da? O să se murdărească, dar după cum văd, e un material... După cum văd, e un material fain și se poate spăla. Acum, dacă ești meseriaș, nu o să te murdărești foarte tare, deși un pic sunt murdar pe mâini și pe pantaloni. Îmi place foarte mult designul cu verdele ăsta băgat așa un pic pe aici. Uite, cu pantalonii mei de la Strauss se potrivește foarte fain. Designul e fain la ea, practicalitate, da. Ventilatoarele funcționează bine, nu sunt gălăgioase. După cum observi, uite, acum e pe viteza cea mai tare. Bine, microfonul e pus aici. Dacă o dai, uite, pe viteza cea mai mică, nici măcar nu auzi. Poți să vorbești pur și simplu, numai un pic de ventilație în spate, dar nu prea își face efect. Deci trebuie să o dai cel puțin pe turația cea mai mare, dacă nu pe turbo, când e 35 de grade. Actual avem 28 de grade, deci e cald, dar nu e enorm de cald cum au fost săptămânile astea. Investiția de 180 de euro, după părerea mea, da, își merită banii, mai ales cu o cutie din asta, foarte practică, bateria, nu o pierzi, nu asta, o să-mi cumpăr, că există de la Makita, o cutie specială unde pui bateria și o pui pe cureaua, și aia este foarte mică, e numai atâta exact cât e bateria respectivă, și atunci cu cutia aia, ți-o pui pe cureaua de la pantaloni sau cureaua de la tough build, cum am eu aici, cazul ăsta, și atunci e super practică că nu-i ditră mai brotuc în ăsta. Deși mie îmi place cutia asta pentru că am aici cutter-ul, am creonul, da? Am tot ce-mi trebuie aici lângă mine, mai ales când lucrez și pun plasă sau fac alte chestii. Deci da, practicalitate, după părerea mea, sunt multe scule de la Makita care nu prea își merită banii sau investiția. Exemplu, cum e și cafetiera sau cum au apărut acum microvelele, cuptorul cu microunde de la Makita. Nu știu dacă își merită 700 de euro să dai pe ea. 180 de euro nu e enorm de mult și într-adevăr îți faci un pic de aer rece, îți faci un pic de aer, circulă un pic de aer și e convenabilă. După părerea mea, da, își merită banii. Vă mulțumesc că ați fost aici cu mine. Nu uitați să dați acolo o abonare, să dați un share dacă aveți un prieten sau pe cineva care interesează ceva de genul ăsta. Modelul o să-l las și link pentru a o cumpăra după eBay Germania. O să vă las acolo în descriere. Și da, despre asta este vorba. Vă salut, Radu, numai bine!